Aduce tot pe format. Domnul consilier, ședința ordinară, Consiliul Local al Comunei Bacău, este legal constituită și poate desfășura lucrările în ziua de 28 februarie 2017. La ședință participă un număr de 14 consilieri din un total de 15. Întârzie domnul consilier Ghineț Ioan. Dacă e plecat din sală, să fie absent motivat. Înțelegerea anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Costea Dan. Cine este pentru? Al Comunei Liberi de Țurbacu.
pentru început să punem spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cele 9 puncte pe ordinea de zi. Este cineva împotrivă? S-a spus că totul lucru și vinde cu 14 voturi pentru s-a aprobat. Pentru că există o înțelegere și ca să respectăm cutuma la petrica ședință, îți dau cuvântul domnului primar. Să ne spună acuvântarea de spune. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule consilier, prea preceduților părinți, stimați invitați, bine ne-am întâlnit la ședința ordinară din luna februarie și sper eu că această ședință să fie una constructivă, chiar dacă are destule puncte pe ordinea de zi. Nu este o ședință grea, este o ședință pur tehnică, dacă am putea să spun, pentru că discutăm de anumite proiecte de dezvoltare locală, ce intenționăm o parte de ele să le finalizăm, iar în altele să deschidem noi linii de finanțare pe măsurile impuse de către programul de guvernare. De la ședința trecută și până astăzi, până la ședința de astăzi, au fost din nou activități obișnuite ale administrației publice locale. Sunt, eu știu, alinieri la stat, dacă am putea să-i spunem așa, în ceea ce privește activitatea pe care o desfășurăm în anul 2017. A fost totuși o perioadă de iarnă în care a fost nevoie de intervenția noastră pentru a asigura bunul mers. Circulația. Da, pe drumurile publice, să poată circula microbuzele, să poată circula mașinile de intervenție, pompieri, salvare și așa mai departe. Totodată am lucrat la documentații, așa cum vă spuneam, în ceea ce privește pregătirea proiectelor ce le vom derula în anul acesta, la un proiect de buget pentru anul 2017, dar care, din păcate, astăzi nu putem să-l prezentăm, mai avem de lucru, dar și datorită faptului că proiectul de buget a fost întârziat foarte mult la nivelul național, a stat mult la aprobare, a stat mult la promulgare, și așa că, iată, în luna februarie, nu suntem pregătiți cu un buget pentru anul 2017. Cu siguranță, în următoarele săptămâni vom avea și un buget și la ședința ordinară din luna martie, cred că unul dintre punctele cele mai importante va fi proiectul de buget. Deci, au început să apară sumele primise prin formulă de către Administrația Finanțelor, Consiliul Județean, urmează să ni se transmită sumele pentru finanțarea de bază a instituțiilor școlare și, da, desigur, sunt sub formă de previziuni, nu e o formă finală. Așteptăm, cred că într-o săptămână, două, să putem avea date exacte în vederea cutumirii bugetului. Spuneam că această ședință astăzi va fi una tehnică, în care va trebui să aprobăm anumiți indicatori și ea face legătură cu ceea ce va trebui să fac eu astăzi după amiază. Sunt invitat la o întâlnire cu Ministrul Dezvoltării, avem la ora 3 și jumătate, la ora 15:30, o întâlnire la Bacău, în care toate unitățile administrative sunt invitate pentru a susține aceste proiecte în fața Ministrului Dezvoltării. Și sper eu să fie o întâlnire de bun augur care să ne dea speranțe că tot ceea ce hotărâm noi astăzi aici să aibă și finalitate. Așa cum vă spuneam, în luna februarie au continuat acțiunile obișnuite. Am folosit, impropriu spus, am folosit, putem să spunem că am folosit posta de muncă a persoanelor beneficiare de acel venit minim garantat în curățarea șanțurilor, a albiilor și
trecând de la perioada de iarnă, profitând de vremea de afară, deja am trecut la curățenia de primăvară, dacă putem să spunem. Așa, lucrăm pe continuă, sub directora de mare, domnul viceprimar și a responsabilului de mediu. Am avut nenumărate întâlniri în cadrul asociațiilor în care suntem, suntem membri, atât ADIS cât și ADIP. Ne pregătim în ceea ce privește salubritatea pentru o nouă etapă. Asta s-a stabilit în ședința Comitetului Director de săptămâna trecută, și anume începerea colectării selective a deșeurilor. În următoarele săptămâni vom începe amplasarea de containere pentru colectarea selectivă, plastic, hârtie, metal. Vor fi amplasate niște containere comune, nu va fi distribuită încă o nouă cubelă sau nu știu, mai cubelă la fiecare. Vor fi centre, locuri în care se va putea aduce plasticul, metalul, hârtia și... Dar aici, din nou, vom avea, cred că, destul de muncă și facem apelul la fiecare dintre noastre să ne implicăm un pic pentru a îndruma sau poate a da către un sfat cetățenilor că această colectare trebuie făcută pentru a nu ajunge în altă extremă în care vom fi obligați să plătim să plătim amenzi la fondul de mediu sau în altă parte. Da. Dacă tot suntem aici cu permisiunea noastră, domnule președinte, poate facem da. O chestiune de diverse pentru acest lucru. Cuvântul care l-am luat și pentru că vorbim de regim sunt una destul de lungă așa. Și în ședință avem invitați câteva preții de bisericești cu probleme de sistemul fiecare parte. O să începem cu ce spune problema dumneavoastră care noi o să întâmplăm în ședință. Domnule primar, domnul secretar, domnul vice, domnul președinte, domnul consilier, părinte, domnul consilier de la parohia. În primul rând vă mulțumesc că ne-ați primit. N-am venit aici ca să ne arătăm ușurile sau să avem mai cu tupeu sau cine are priorități. Eu cred că fiecare biserică are în cazul ei și dorințile ei de a face ceva. Ar fi fost onest ca de fiecare dată când chemați un preot, o față bisericească, măcar să fim anunțați. Deci n-au fost chemat de a veni și a spune numele Bisericii de la Prăjoaia că Biserica de Părți are un sponsor și nu are nevoie de bani. Asta înseamnă că vorbește numele cuiva. Al doilea rând este că fiecare preot m-a trimis în respect față de domn primar, domn vice și de dumneavoastră. Nu sunt nici la vrut să vină. Dar fiecare are, sunt lucrări mari. La Biserica de la Stărița, la Biserica de la Bălăneasa, pe Biserica de la, Poiana este reprezentată. Fiecare avea să spună păsul. Sunt lucrări foarte mari de pictură, de sculptură, de ridicare, de terminare a picturii, cum este la Bălăneasa, pentru biserica aceea dorea de foarte mult timp. Nu au finanțat pe nimic. Nimeni. Bani s-au strâns din toate părțile, până nu s-au sistat. Este înaintea bisericii de la Prăjoaia și știu că mulți preoți au contribuit acolo și s-au străduit să facă ceva. Rugămintea am în numele lor, cu tot respectul, ca să când aveți un minim bani, să ne dați și nouă. Eu cred că prioritățile sunt cea mai mare, sunt parohia cea mai săracă. Fiind, nu că a fi a mea, că sunt și parohii sărace. Acum, în zilele noastre, sunt, cam toți suntem cu probleme. Dar având doi etnii, având mai multe culte, problemele sunt
ar fi cunoscute de dumneavoastră. Nu cer bani pentru construcția bisericii, nu cer bani pentru lucrările care s-au efectuat. Vă mulțumim totuși pentru că ați aprobat biserica cea veche ca să fie dărâmată, ca să putem ridica biserica aceasta nouă, că altfel era un pericol efectiv asupra cetățenilor. Și mai bine acum, urmărinte, să fiu legal după zilele noastre, în termeni acum care sunt în privința inspectorilor și tot de a putea efectua pictura și sculptura. Niște devize de pictură și sculptură. Quantumul este până în 60, 6.000. Asta m-ar putea să-mi fac un dosar ca să pot merge mai departe, să găsesc sponsori. Într-adevăr, orice preot umblă după sponsor. Dar nu înseamnă cineva să vorbească în numele nostru. Și cu acest deviz pe care îl avem, să fim acoperiți în fața organelor în drept și să mă rog și eu dumneavoastră pentru sănătate că mă puteți ajuta, fiindcă 6.000 de lei nu e o sumă mare, dar la Brăjoaia, da, să știți că este o mare sumă. De la, știu că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți Brăjoaia, de la Liviu Benedict încolo, o să-mi ridic poalele și să merg bine. E foarte greu să ai etnie romă care trăiește, știți prea bine, din ajutorul social și din ce mai mulți sunt, care sunt sau nu sunt cooptați la treburile gospodărești ale dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați trecut în ordine de zi, mulțumesc că m-ați ascultat. Mi-iertați că poate m-a pus și propriu în vorbire, din cauza respectului care vă port și din cauza că știu că sunt foarte multe probleme în țara aceasta și multe probleme și în primărie. Nu vreau să vă forțez mâna, nu vreau ca să îmi impun un lucru, ci să mă ajutați ca să pot demara lucrările pe care mi sunt necesare. Vă mulțumesc frumos, mii de scuze dacă v-am deranjat. Da, Părinte, mulțumim frumos pentru cuvântul pe care v-ați prezentat aici. Din punctul meu de vedere, și cred că nu mai avem, asta înseamnă conștientizarea problemelor care le are o comunitate și felul în care și când ce trebuie să ai un talent. Nu să forțăm lucrurile, pentru că mai am avut exemple de a se forța. Părintele cunoaște, știe că am fost alături de parohia dânsului și vom fi ori de câte ori este nevoie, dar înțelege cu atât mai mult și gravitatea situației pe care, până la urmă, are orice comunitate din țara asta o traversează. Și când vorbim aici, nu vorbim neapărat de greu, că nimeni nu moare de foame. La noi problema este bani. Că, pe lângă asta, mai este și administrarea lui, problema asta este altceva. Cunoaștem dorianța părintelui, este depusă și o solicitare în sensul ăsta din partea Consiliului Parohial al dumneavoastră. Și cu siguranță, la îndrumirea bugetului, vom ține cont de dorința dumneavoastră și sperăm noi să putem să și susținem. Suma nu este o sumă mare și cred că poate fi susținută de către Consiliul Local. Și de ce nu, poate chiar vom legătura și cu un proiectant cu care mai lucrăm, care poate să ne întocmească o astfel de documentație sau dacă nu trebuie cumva cineva de specialitate. De specialitate. Dacă aveți, vă face lucrarea, iar noi vom achita contravaloarea acestei lucrări. Dar sperăm că pe lângă toate acestea să vom mai putem sprijini cu forță de muncă, cu utilaje, știu că mai aveți nevoie cu niște utilaje, că să mai îmbuna un pic vremea să mai cărăm niște pământ de acolo. Ceea ce putem face, cu ceea ce vă putem sprijini, vom fi alături de noi. La fel ca și celălalt. Eu am spus de la ședința de data trecută. Aveți dreptate. Nu v-ați trimis pe nimeni să vă prezinte punctul meu de vedere sau să primiți un mesager. Dar noi spunem, domnule, mine nu-mi trebuie că eu am sponsor.
Problema sponsorului ține într-adevăr de persoana de acolo, de preotul de acolo. Preotul trebuie să atragă sponsori. Sponsorii nu vin așa la desurse de acolo. Contează cât ții de aproape comunitatea și oamenii cu care lucrezi. Asta ține de un anumit flair pe care trebuie să-l ai. Nu spunem, fiecare biserică, fiecare comunitate, sau fie ea chiar și alt cult religios. Tot se confruntă cu tot felul de probleme. Fiecare încearcă să-și țină cât mai aproape și cât mai discut de probleme. Da? Într-adevăr, unii au probleme mai mari, alții probleme mai mici. Dar toate sunt problemele și dacă ajung la noi, nu cred că putem noi să le rezolvăm. Dar vedeți și aici, astăzi, discutăm tot de proiecte, discutăm tot despre bani. Banii ăștia nu îi avem. Și noi, la rândul nostru, am spus, astăzi trebuie să mă întâlnesc cu Ministrul Dezvoltării. Poate săptămâna viitoare trebuie să merg în altă parte, în altă... Adică tot timpul suntem pe drumuri și cu gândul de a atrage fonduri pentru dezvoltarea comunității. Referitor la problema noastră, voi face tot ceea ce ne stă în putere și Consiliul Local. Și cum am spus și de data trecută, la împărțirea bugetului pe anul ăsta, fiecare în funcție de solicitări, vom încerca cât de cât să atingem și problemele bisericești. Că, într-adevăr, Livezul are o problemă mai grea, poate suma va fi mai mare la Livez. Sau, da. Nu putem să dăm tot într-o parte și pe ceilalți să-i lăsăm descoperiți. Toate satele sunt ale noastre și din puținul pe care avem trebuie să încercăm să acoperim peste tot. Da, Părinte la Coiana, știm și acolo avem lucrare. La discuția cu preotul de la domnul Lumbut, azi vreau să spun ceva. Părinte, doar la Brășov. După. Valabil pentru... Da. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule președinte, domnilor consilieri, preacuceni și părinte, colegi și frate, vă spun bine, v-am găsit. Pentru că pentru mine este prima dată când vă găsesc așa în această formulă unită și suntem la sfârșit de lună februarie, dar suntem la începutul postului, unde postul cel mare este un urcuș duhovnicesc al fiecare dintre noi spre Dumnezeu. Așa că având în vedere faptul că astăzi ne găsim cu toți împreună, am ascultat proiectele care s-au rostit mai înainte, proiecte care sunt folositoare întregii comunități ai Comunii Livez, dar totodată știu că unul dintre proiectele Comunii Livez este îndreptat spre căminul cultural, fostul cămin, unde acel cămin cultural este destinat, destinația lui este în scopul efectuării desfășurării a unor activități educative, unde să beneficieze întreaga comunitate din comuna Livez. Vis-a-vis, în paralel cu acest cămin, în satul nostru, la biserica noastră, la Poiana, avem și noi o instituție, o clădire, care va fi în strânsă legătură cu căminul, cu acest cămin de la Livez. De ce? Deoarece scopul și destinația în acel cămin va fi asemănător, numai că vom mări, adică activitatea care se va desfășura în acest moment, va fi o activitate educațională, va fi o activitate social-filantropică. Deci acolo vom invita, vom aduce tineret, persoane de diferite vârste, necăjite, cu stare socială precară, unde în acel cămin se va oferi mese sociale. Deci nu vor fi numai spre expres va fi destinația și scopul lui utilizării
numai de către Iulia și parohia Poiana, ci întreaga comunitate din această comună Ribez va beneficia rând pe rând, va beneficia din aceste servicii care vor fi cu titlu gratuit, bineînțeles. Ca și de altfel și căminul de aici din comuna Ribez. De aceea, iată, eu astăzi am venit să reprezint instituția, biserica și parohia Poiana și totodată am venit să reprezint interesul nostru, nu numai a meu și al dumneavoastră, că acest cămin este al nostru, al tuturor. Această casă socială, această casă filantropică de la biserica din parohia Poiana este a noastră a tuturor și vă cer sprijinul, așa cum l-ați mai oferit, vă cer sprijinul în continuare să ne ajutați. Noi suntem la etapa acoperișului, suntem urgentați de acoperirea unui sume de 7.000 de lei tabla învelitoarea și cu accesorile pentru învelitoare. Și acești bani nu avem nu sunt de existență. Ceea ce am făcut, am făcut cu posibilități mici, fără sponsor. Sponsor nu ai cum să găsești la o instituție ca aceasta. Știți că spune că aceste instituții sunt ale comunității. Și comunitatea să facă o biserică, mai ușor scoți un sprijin și un ajutor, de oriunde, că spune că în biserică se fac pomeniri și rugăciuni. Bineînțeles că același lucru se face și în aceste case, când se va oferi o masă, se va pomeni toți donatorii, iubitorii, ostenitorii care oferă, mă rog, mesele care se vor face, acapele care se vor face spre acești îndreptate, spre acești oameni oropsiți și sărmani. Eu vă mulțumesc și să dea Bunul Dumnezeu să depășim și în continuare doresc un post ușor și aici vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim foarte mult! Da. Ce vreau să spun? Părinte, de la Joaia a spus că ar trebui să ne plecăm mai mult pe biserici. Și, Părinte, noi nu avem... Eu sunt am vreo câțiva ani de căsătorie în consiliul local. Probleme sunt peste tot. Însă, banii o să-i dijunească pe prima, prin consiliul local, după posibilități și după felul cum reușești să absorbe fondul de la Bacău. Mai ales în cont faptul că astăzi mergi la Bacău și discută chiar cu Ministrul Dezvoltării. Sunt probleme care pot fi rezolvate mai ușor. Mă refer la cazurile de astăzi. Sumele nu par a fi atât de mari, dar pe domnul primar reușește să se absorbe. Sunt probleme mai creiere, cum ar fi biserica de la Livrez. Acolo sunt scutate de miliarde, minim, valoare mare. Noi știm că toate bisericile au probleme. Însă, eu mi-aș dori, poate să mai fiu consilier, poate nu să mai fiu, ca și preoții la o dată de an, să facă front comun și să vină în consiliul local. Și așa, să se spune, asta e problema satului nostru. Și de la momentul zero, noi consiliul să încercăm, după posibilități, să acoperim o parte. Pentru că sunt multe lucrări care se fac, care nu mai trebuie din primărie, mă trebuie proiecte, să pot face lucrări prin biserică și cu proiecte. Nu să știți mai bine. Dar lucruri mai ușor, cred că se pot rezolva. Cum am, cel puțin acum, la cuvântul dumneavoastră, eu zic că se rezolvă. Așa cum am spus, am fost alături și părintele de la Poiana poate să fie cel mai bun martor atunci când a fost nevoie de pietriș, când a fost nevoie de orice a avut de voi în faza la fundație sau când a fost alături de dânsul, cu siguranță și ei știm că este o lucrare importantă, ceea ce doresc. Și mă bucur acum să aud că, de fapt, acea construcția de acolo va avea până la urmă și un rol important în comunitatea noastră prin, eu știu, dacă putem să spunem, rezolvarea unor probleme sociale sau activități filantropice, cultural, artistice, de ce nu putem să spunem, în strânsă legătură cu căminul cultural.
E un lucru extraordinar și cu atât mai mult ne face pe noi să fim alături de părinte și să reușim să ducem până la capăt această investiție acolo. Nu neapărat primarul, lucrează cu cei pune la dispoziție Consiliul Local. Eu la Bacău, dacă mă duc să discut cu ministrul dezvoltării, cu siguranță nu pot discuta aceste probleme. Vă rog, discutăm de proiecte mari, de proiecte de infrastructură. Sumele care noi putem Consiliul Local cu ne pot pune la dispoziție sunt strict sume din bugetul local, adică din taxe, impozite sau alte sume pe care nu putem să, că știți foarte bine, aceste proiecte au finanțări bine stabilite și nu putem să folosim oricum acei bani. Dar bugetul local nostru, bani din, cum îi spuneam noi odată, fondul de rulment, acel fond de rezervă, putem să direcționăm bani către aceste obiective, tăim, de ce să nu spunem, de la alte investiții, de la altă parte. Adică, da, dar dacă este voința Consiliul Local și voința comunității, cu siguranță, eu trebuie să pun în aplicare hotărârile de Consiliul Local. Nici o abatere de la... Da. La fel, așa cum spunea domnul președinte de ședință, la întocmirea bugetului ar fi bine, totuși, până atunci, din partea Consiliului Parohial, să registrăm o solicitare la primărie, ca în momentul în care construim bugetul să avem justificare. Avem de la Prăjoaia, avem și de la Bălăneasa, avem de la Scăriga, avem de la Orșa. Puteți transfera sub ordinea primării acea casă. Și atunci e mai un simplu simplifaj. Nu știm, trebuie să vedem legalitatea. Acolo este aceea scopuri, adică ce se este terenul ieri. Păi, este terenul ce este terenul bisericii, proprietatea bisericii. Poate transfera, se poate transfera sub ordinea primăriei și atunci să nu știu. E același, ce fac aici, fac și acolo. Același lucru. Ca și administrare. Ești acoperit, adică... Da. Ea fiind la comunității, fiind la satului, până la urmă, ormii... Indiferent cum o gestionează. Da. Deci, ați zis comunitatea. Ne gândim de să vedem funcțional. Să vedem să Să meargă. Nu-i strict, adică strict parohial. Deci, în general, am făcut ăsta, dacă de domnul consiliar vrea să ia, dacă domnul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Susțin propunerile făcute astăzi în Consiliul Local de către preoții noștri. Având în vedere că comisia mea are deschidere, sigur, în funcție de buget. Având în vedere că ne numim creștini, pentru că noi toți cei care credem în Iisus Hristos și avem același dicționar Biblia, să ne numim creștini. Iar cei care cred în Allah au Coran, au Sfinților, nu ne interesează. Vreau să numesc păgâni, deci în adevăratul sens bun al cuvântului, ei se numesc păgâni, iar noi cu Iisus Hristos ne numim creștini. Bugetul nu-l avem, așa cum o știm și domnul primar. Sigur, Consiliul Local va fi de acord, dar întâi și întâi vom porni de la sumele care le va primi primăria. Și Consiliul Local, toți vom fi de acord ca sumele care vor putea fi repartizate, având în vedere că avem trei biserici în construcție, acum, în lucru. Avem biserica de la Nevesa, biserica Prăjoaș și biserica Poiana, afloasă, nu am știut. Noi vom face tot ce este Nu zic că nu sunt probleme la toate bisericile, dar până acum n-am fost abordați decât de cele trei. De care... Avem și doar Bălăneasa, avem și doar Scăringa, avem și să zile este tot. Da. Și avem nu numai ca și ca să... Bun. Să învățăm un pic. Avem și doar multe culte de vedere. Și mai sunt și alte culte. Chiar și romanul catolic. Ei niciodată au venit cineva să-i sprijin... Vă rog să nu vă ascultăm. La biserica de la Bălăneasa, dacă nu vorbim ceva, dar pare... Nu, mai sunt venit cineva. Vă rog să nu-mi las cuvântul, pentru că eu nu v-am de
Problema este că trebuie să acordăm sumele în funcție de priorități, dar în funcție de, de cuantumul pe care îl vorbim. În primul rând. Și, totodată, aș vrea, cum am spus și la ședința anterioară, la inaugurarea acestor biserici, când vor fi terminate, să participăm și pe consiliul local. Perfect, sigur. Așa. Deci, problema este, domnul primar, cheia este la dumneavoastră, aprobarea este la noi, așa cum a spus, că fără consiliul local nu se poate mișca nimic, deci aveți din partea noastră sprijinul total. Mulțumesc. Deci avem un dar la dumneavoastră înainte. Da, mulțumim pentru prezență. Vreau să continuăm activitatea noastră, deci considerăm totuși discuția de astăzi deja ca și... Exact. Aveți ce aveți. Da, vreau să facem tot. Deci mulțumim. Mulțumim și la este așa că am dat lumea. Nu mai bine, să vă dați, doamne ajută. Din pe toate ce spune, da, de obiectiv de investiție în desfășurare. Domnul primar,
Da, acest proiect este în strânsă legătură cu cel de dinainte, tot ca urmare a modificărilor cotei de TVA, s-a impus și modificarea sumei pe care noi ar trebui să o mai punem din buget local, și anume suma de 39.999 lei cu TVA. Aceasta, de fapt, reprezintă cota noastră de cofinanțare. Bineînțeles, ceea ce a mai rămas, pentru o parte s-a plătit urmare a lucrărilor executate, proiecte tehnice s-au făcut. Aceasta mai reprezintă doar taxele, cel de 0,1 sau nu știu ce se mai plătește la inspecția de status de construcție, plus dirigentarea de șantier. Avem un contract de dirigentare de șantier, plata de dirigentul șantier. Acești bani trebuie să-i punem noi din bugetul local, nu ne vin de la bine. Mai e un rest de executat, o valoare care trebuie să mai primim de la bugetul de stat, deci valoarea proiectului în continuare mai e 1.887.000 058 lei, deci undeva 19 miliarde de mai primim la bugetul de stat, deci cam ăștia mai sunt banii pentru proiectul existent, la asfaltarea Prăjoaia, Bălăneasa și Scăriga, Ulița Păgat. Sper ca firma cu care avem un contract să dorească să-și ia banii, adică să execute lucrurile. Am avut o discuție, au fost la noi aici, am încheiat un act adițional, avem promisiunea că vor începe lucrările atunci când vom da ordinul de începe. Deocamdată nu. Probabil în urma discuțiilor de astăzi cu ministrul dezvoltării vom ști exact și cum vom putea începe lucrările. Cu siguranță, până la sfârșitul anului 2017, trebuie să utilizăm acest bani, pentru că contractul nostru de finanțare pentru PNDV 1, până la finalul anului 2017. Dar societatea nu mai vrea să mai continui? Poate veni licita societatea? Nu mai vrea, trebuie să facem procedură de reziliere, de contract, din nou licitație. Dar nu se ia bani. Dar nu pierdem bani, așa mai. Da? Eu sper să nu arătăm din totuși. Aici am avut o întâlnire cu firma. S-au mai schimbat ceva și pe acolo, în asocierea lor. Probabil au devenit mai puternici sau mai slabi. Nu știu. Exact. Important e că și-au exprimat acordul de a continua lucrările. Eu chiar am chemat și prima dată asta. Mi-a dorit să reziliem. Hai să reziliem acum. În ianuarie. Da. Ca să reziliem în martie, când era la aprilie, când trebuie să ne amătăm seama. Ei au spus că doresc să continue. E un contract câștigat de ei, pentru o procedură de achiziții, nu putem să intervenim cum putem. Important e că bani avem, evident, la muncă trebuie să vină, să întormească situații de lucrări și să poată să-și tragă bănuții. Da, deci propun spre aprobare proiect de hotărâre prezentat în... Deci iarăși o misie, dacă sunt... Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 avizează la aprobare. 2-3. Ale este schimba pe dreapta, pentru că domnul primar, dacă ne ducem, e vorba de 800 de metri, de la Cănin până la drumul verzi, 800 de metri, avem și pe stânga și pe dreapta găuri, hârtoate, șanțuri și nu mai spun o dezordine totală. Dacă un cetățean, și nu numai un cetățean, orice cetățean care cercă prin centrul din vest, trebuie să treacă strada asta care este foarte periculoasă, trec 4 milioane de mașini pe zi, pe an, așa? Este foarte greu să ajungi la un capăt, la altul, să treci din stânga, dreapta, câteva ori, chiar pe bandă continuu. Și să-i încote, domnul primar, pentru că de 1971 au existat niște tale care, sigur, s-au plecinat, nu mai sunt, s-au fost dus. Să faceți de așa natură, domnul primar, încât să avem în centru de vest o circulație pietonală și sigură, și europeană, ca să o luăm așa. Pentru că avem și glot. Ca să nu mai stăm noroi. Glot, de-a dreptul. Viu de acasă, sunt numai ușă care, dacă vreți, cu mașinile circulăm foarte bine. Avem o șosea jos pălărie, da? Dar lateralele sunt, sigur, va fi nevoie de anumite instalații care vor urma, credem și putem să dar dacă acestea le vor nu știu mai putere din pavele, tot astea, alea să
fac doar un șoc, doar să pun la fără. Da. Mulțumim foarte mult. Acum este normal și eu înțeleg inițiativa domnului Lungu, dar haideți să discutăm, dar eu și-am mai avut discuția asta. Nu putem lega proiectul de care spuneți dumneavoastră, asta este un proiect separat. Trebuie să, eu și am deja schițat și l-am propus că e că și din anii din urmă. Modernizarea centrului CIP, vă rog frumos, modernizarea centrului civic al Comunei de Vesc. Dar ăsta este un proiect pe care trebuie să-l demarăm din buget local. Nu putem, pentru că ministerul finanțează infrastructuri de drum, adică modernizarea drumurilor comunale. Nu vorbim despre alei. Aleile în cadrul sarcina noastră. Noi dacă vom avea bani, trebuie să facem un proiect pe primărie noi. Nu pot să vă duc să cer bani pentru alei, că eu n-am făcut drumuri. Deci haideți să definim și nu pot interveni în cadrul acestui proiect, că este un proiect contractat deja. Domnul primar, avem două proiecte cu finanțare proprie și 2 și 4 aici cu finanțare proprie. Domnul, fiți un pic mai atenți și citiți mai bine ce... Da, am citit și am luat dosarul de ieri acasă și... Că s-au mai dus informația în sat că am primit 5 miliarde și n-am fost fac drumul pe Valea Rea. Haideți să... Dar, domnul primar, îmi dați voi, sunteți edilul nostru. Din 9 ani. Eu cred că vă propun pentru ședința de consiliu să facem o documentație destul de amplă pe care vă rog să o studiați ca să nu vorbim, să știm ce vorbim. Când, dacă dumneavoastră doriți să faceți o sondă în câmpul Brăjoaia, se poate. Da. Aveți toate puterea. Nu mă ocup din petrol deocamdată. Nu o să mă ocup. O să fie profil. Deci, încă o dată, e vorba de un proiect pentru care am semnat contract de finanțare cu Ministerul încă din 2015, da? Care este deja contractat. Trebuie participați la o anumită sumă la proiectul. Primăria Comunului eu. Noi participăm în proiect, se spune, cota noastră de cofinanțare este atât. A fost de 2 miliarde și ceva, din care am plătit proiect, studiu de fezabilitate, proiecte, și așa mai departe, fost dirigent așa de el. Sunt niște bune, adică Guvernul îi dă, da, puneți și voi niște bani. Ați venit la ce se întâmplă și cu următorul proiect. Și tot pe drumul. Așa vreau să-mi pentru că discutăm asta doar despre specia despre investiții. Am un gând de domnule, două cuvinte să spun și după aia luați cuvântul. Două proiecte. Am terminat. Ați venit cu două proiecte suplimentare azi pe ordinea de zi. Suplimentați și proiectul pentru centrul de vest. Ce vreau să spun, domnul Lungu? Haideți să desfășurăm să dezbatem toate punctele. Și în procesul verbal de ședință de astăzi, putem veni și, domnul, ca să rămâne ca adesiți, ca veniți în procesul verbal, tocmai propune încă o dată aceeași propunere, urmând ca în lunile următoare să luăm discuții, ca să nu ne abatem de la discuția. Dar nu ne abatem la discuții, deci doar modernizarea comună. Putem să o lăsăm, putem să o lăsăm pentru ședință următoare, în care am să vă prezint acel plan pe care noi l-am aprobat și strategia de dezvoltare pe care am aprobat-o a Comunii de Vest încă din 2014, în care este impus și acest proiect de modernizare a centrului civic de Vest. Dacă vom avea bani la buget, cu siguranță și vom putea, și eu îmi doresc ca acest de aici până la Căminul Cultural să am din nou alei. Și eu vreau. S-a băgat țeava de apă, s-a băgat țeava de gaz, urmează branșamentele, când Dumnezeu știe, o urma, nu mai deschidem din nou cutia Pandorei. Așa. Și problema cu șansa a trecut două luni și nu s-a făcut nimic. Din păcate, nu știu. Trece anul și toate mâna și autorizație. Deci, domnilor consilier, eu aș avea propunerea să dezbatem toate punctele și trecem și mai avem cu diverse acuzații la parte. Discutăm la urmă și discuțiile care le facem să trecem în procesul verbal. Și atunci, ca să nu dezbatem discuția, fondul problemei. Domnul Costea, n-am deranjat subiectul, n-am vorbit în temă de înțeles, dar am abătut la... Nu mă ați luat la sfinci, că nu puteți. Nu, dar nu vreau să puteți. Nu am abătut ședința de la obiect. Clar. Da. Da. Eu propun să spre aprobare proiectul de și dacă pe parcursul discuțiilor noastre vor apărea probleme strict legate de proiectul discutăm asupra și să abordăm discuția, dar nu o să o lăsăm așa cum spuneți dumneavoastră pentru un punct de vedere. Cine este cel? Este cineva împotrivă sau a spus cineva în urmă ședințe cu 14 voturi? Cine la punctul 3?
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați reprezentă noua valoare investiției cu cotă de TVA de 12% în vederea de pune un nou proiect la un nou proiect de dezvoltare locală PNRR 2 pentru anul 2017 ca obiectiv de investiție nou pentru depunere și aprobarea finanțării. Da, eu de asta m-am avertizat de la început că este o ședință mai tehnică. Și de asta ar trebui mai multă atenție asupra ceea ce discutăm. Nu vreau să ne trezim că, domnule, am aprobat și nu știu ce am aprobat. Vă rog să fim un pic mai atenți, să citim cu atenție raportul de specialitate, expunerea de motive, sunt niște lucruri la care am lucrat. Adică niște oameni din instituția noastră au lucrat. Nu-i atât de ușor. Plus că lucrăm la proiectanță, la aceste proiecte. Despre ce este vorba? La acest proiect de hotărâre, ca urmare a faptului, știți foarte bine, în anul trecut, acest proiect a mai trecut în fața noastră. Proiect de modernizare drumul local în comunități. Din păcate, și spun aici din păcate pentru că cei de sus se ceartă, iar noi cei mărunței de pe jos, de aici avem de suferit. Acest proiect l-am plimbat pe la poarta Ministerului Fondurilor Europene. Așa cum cu valoarea asta pe care o aveți dumneavoastră în față aici, da? Din păcate, sesiunea de finanțare pe fonduri europene nu s-a mai deschis. Și ne uităm cu toți la televizor și vedem. Nu s-a atras niciun leu fonduri europene în anul 2015-2016. Nici în momentul de față nu se întâmplă nimic la Ministerul Fondurilor Europene, deci nu se lansează nicio sesiune de depunere a astfel de proiecte. Adică Uniunea Europeană are niște bani, dar noi nu știm să îi luăm, să îi atragem. Nu numai noi. De frică? Probabil și de frică. Nu mai semnează lumea. Ministerul Dezvoltării a deschis o nouă sesiune de finanțare, adică un nou program care se numește PNDL 2. Pe 2017, care se întinde până undeva spre 2020. Am luat acest proiect care deja l-aveam făcut, ca să nu stăm cu el în sectar. Dacă nu putem să depunem fonduri europene, să-l depunem la PNDL 2. Pentru că noi s-au lăsat o oportunitate să depunem acest proiect aici. Și de aceea trebuie să adaptăm, au fost niște modificări, la TVA, în deviz, sunt alte condiții pe fonduri naționale față de cele alte cerințe. Prin urmare, vă supun aprobării noi indicatori tehnico-economici și totul dată până la urmă și trecerea lui, adică să-l ducem să-l depunem pe PNDL 2, să nu mai depunem pe fondurile europene, că nu avem nicio speranță. Asta este, despre asta vorbim. Și se referă tot la drumuri. Drumurile sunt tot acele care le-am aprobat noi. Da, dar din păcate, numai ulița e problema. Și aici citeam și mai îl îmbunătățim. Să trecem prelungirea asta, dar numai uliță care spuneți cu asfalt. Aici e problema. Problema este în continuare pentru că nu ne dă aviz Apele Române pentru drumurile care sunt... Măcar pentru ce? Și pentru ce puteam face treaba asta? Ce puțin? Aceea da. Ce puteam să facem? Îl facem pentru școală și arpancă, tot pe PNDL 2, puteam să-l facem și asta, măcar ce pentru ce? Să-l prindem un proiect. Deci, așa nu o să fim mai să mă buget. Finanțarea este pentru drumul, nu pentru alii. Deci nu mă înțelegeți, aici este ce... Dar cum finanțați pentru școală, pentru șarpantă? Se putea face și ăștia de aici. Eu vă rog frumos, intrați pe adresa Ministerului să vedeți ce tipuri de proiecte, ce tipuri de proiecte finanțează. Sunt anumite tipuri de proiecte. Da, le doare și nu le doare. Dar Ministerul finanțează anumite tipuri de proiecte. Școli, drumuri, alimentări cu apă, nu spune din alei și din asta. Deci are trebuie să facem în multe locale. Asta e. Și eu știu că nu poți să mă întind cu drumul să văd pentru că Apele Române o să dea un aviz negativ. Facem gabioane, hai să mai facem ceva. Până când o să lipiești, când nu vin Apele Române să lipiască în urmărerea, nu o să ne dea aprobare, că sunt aici de la 10 ani, de să ne pregătim la inundație odată la 10 ani. Dar știu, dar banii care vin de la guvern se poate face gabioane. E unde a voie Uniunea Europeană. Dar banii de la guvern nu putea să extind drumul joabii cum au uliță. Noi, practic, facem numai niște uri. Clar, nu facem niciun drum. Bun, urmă că-s bun, dar avem nevoie de drum, nu de uliță. Păi, la nivel, de exemplu, vin la biserică, dar nu ține el la loc. Și în continuare, nici nu cu nimic, avem 500 de asfalt, nu trebuie asfalt. Asta vreau să vorbim. Că fondurile naționale ne dă voie. Să facem și gabioane, să facem toate. Am o gândire, suntem și tu. Da, dar aici ai trebuit intervenit. Se poate face. Am transferat un proiect care ne aveam manipulat la Uniunea Europeană și am transferat un miliard.
Dar putem să mai lucrăm la noi, pare că am trebuit să mai lucrăm la ei, să mai schimbăm. Am schimbat instituția care ne finanțează. Exact, dar putem să mai lucrăm și la drumul. Poate putem să lucrăm și la drumul. Asta, dacă putem și un lucrăm la inițial, nu mai putem lucra nimic. Adio, dacă putem face. Eu vă spun decât să ne ducem cu un proiect care sunt undeva și după aia facem note de renunțare la mulți aia și mă mai întind exact, să respectăm la voi, dacă ne interesează la voi. Dar vedeți 500 de metri, la urmează 500 de asta nu are la ceva. Și nu toți spunem balastul, manual, de exemplu, la Bădăneață, la Prăjoaia se asfaltează capetele uliților care rămân neasfaltate. Deci alea sunt drumuri importante, să mai duce să mai am spus că nu e nici un și la nivel să duci chiar până la biserică. Aia trebuie să drumuri care acest scoară mult mai la urmă. Așa nu putem să le duci deocamdată în Valea Reală. Acolo trebuie să deschizi niște fonduri proprii din bugetul ăsta cu care să putem să ne... Dar să ne faci și sau să ne vede cu Gabi Oameni. Domnule, eu v-am spus clar, haideți să ne uităm în programul Guvernului, acolo unde la Ministerul Respectiv, să vedeți ce proiecte finanțează. Și dacă acum apar Gabrioane, nu urmă nimic, că face Gabrioane. Nu ne apoi în Europeană, că nu urmă și dacă și Ministerul, uitați-vă la Ministerul, uitați-vă la Ministerul, ca să nu Ministerul din banii, când luăm din bugetul, cu fără tot țară. Cum nu mai dă voie să mai facem Gabrioane, și atunci nu mai dați Gabrioane. Am să vă arăt adresa, vă uitați să citiți adresa la Ministerul, vă spun ce tip de proiecte, ca să înțelegeți. Finanțează modernizări, copiază nu apărări de maluri. Înțelegi, da? Copiază nu copiază, nu copiază și urmă. Ei copiază și, da, probabil nu poți să arunci bani. Cât rău. Cetățenii ăștia spun, înțelegi, că nu se mai duce ori. Că nu are nimeni bani. Nu, veniți dumneavoastră cu banii care trimim noi, nu. Da, propun spre aprobare, aprobarea finanțării de la... Da, comisie specială, dacă favorabil, cum se numește. Favorabil. Da. Cine este pentru vot, frumos? Este cineva din dumneavoastră împotrivă cu 14 voturi pentru aprobat și punctul 3? Da, trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al comunei de județul Bacău cu suma de 332.570 lei cu TVA și reprezintă contribuția proprie pentru această investiție la dezvoltarea, la proiectul modernizarea drumurilor locale în comuna de județul Bacău prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDR2 pentru anul 2017 ca obiectiv de investiție nou pentru dispunere și aprobarea finanțării. Da, aici este vorba de cota de, de cofinanțare pe care trebuie să o punem noi, din bugetul local. Bineînțeles că și acești bani nu vor fi neapărat din taxe și impozitele voastre. Și ăștia tot de la Consiliul Județean o să-i primim chiar de la Minister prin rectificare locală. Așa spune... spune să avem prevăzut. Să avem prevăzut acești bani. Neapărat că dacă începe execuția anul ăsta, nu o să termin proiectul anul ăsta, nu trebuie neapărat să am bani. Și asta este bugetul total. Banii total până la sfârșitul proiectului care trebuie să-i pună... Se pună în proiect. Da? Din care se plătește proiectare, eu știu, dirigit de șantier sau alte cheltuieli care se înțeleg proiectului sau chiar execuții de lucrări. Deci, în totalul general, de 5.300.000 de care valoarea proiectului, deci 5.375.559 de lei cu TVA, respectiv 1.194.000 de euro, conform devizului, bugetul de stat, adică guvernul, ne dă 5.042.989 lei, respectiv 1.120.515 euro, iar din bugetul local punem doar 3 miliarde, adică 332.570. Reporim? 5% din valoarea proiectului. Nu, nu știu dacă e 5%. Nu știu, n-am calculat. Conform devizul, probabil, da. Eu zic că tot e un lucru bucurător. Și dacă există posibilitatea, noi cum am acum aprobăm aceste sume, că vom putea jongla un pic cu proiectantul, încadrându-ne în bugetul proiectului, să putem să... Să acum, nu vorbim despre modificare, noi vorbim despre buget, nu vorbim despre... Banii să prindem acești bani, pot să mă duc să renunț la acești studii de medii care sunt ucioare astea, ai ce-s probleme? Da, și să mă duc. Dar n-au rost. Dar n-au rost, dacă se poate. Dar nu putem aici să-i gândim să facem alei. Nu, am zis să facem un nou proiect.
Primele. În adresa Ministerului, la dumneavoastră, da? În adresa Ministerului spune clar ce fel de proiecte se finanțează. Școli, reparații de școli, așa, așa, bani, sau ce, așa, cum strâmpuri comunale modernizare, nu spune. Noi suntem în pericol pentru că avem aceste zone inundabile. Da. Bărăneasa și nu poți să te lași, nu-ți dă aviz Apele Române, nu te lasă să-ți investești. Și să investească ei, adică, nu e ca lor. Aici a spus, acum a spus, să investească Apele Române. Pe noi nu ne lasă, orice intervenție pe care o facem în Albia, în râului, Bărăneasa, trebuie aviz de la Apele Române. Avem pe râul Tastră, nu facem zona acolo, în Joia, o zona profesorită și nu avem zona de acțiune. Facem Doreaga, atunci pe râul de valoare. Așa. Îmi spune unul că am 250 de ani o să avem din aici. Dar comitetul ăsta trebuie să putem modifica. Da, știu. Le arăt un lucru. Da. Deci comisia comisia nu mă organizează pe acolo. Așa ne trebuie să cheltuim toți banii noștri, ne cheltuim pe drumuri, reabilităm drumuri, facem, ducem balafele la Tastră, îl duce Apalea, banii cheltuim, la ducem înapoi, nu-i. Face care drumul treabă, facem. Din făcut citare, doar. Cine-i sfinte? Mă sunt așa. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și actualizată prezentă noua valoare a investiției în vederea depunerii unui nou proiect de la construire și șapantă școala gimnazială numărul 1 sau nivelul comunal de județul Bacău prin program naturală de dezvoltare locală TNDV pentru anul 2017 ca obiectiv de investiție nouă. Are strânsă legătură din nou cu tot cu aceeași. Cu aceeași, da? cu posibilitatea de depunere de proiecte în cadrul Ministerului. Și m-am spus, nu neapărat că ne-au îngrădit, dar am spus, domnule, veniți cu zău o proiecte, undeva să-l și finanțăm. Și dacă au lansat această măsură cei de la guvern, vrem să-l rugăm acolo și am și discutat, domnule, îl depun, dar vreau să-l refinanțați. Că dacă nu, ar trebui să facem din bugetul local. Și mai avem din bugetul local care trebuie să facem. Avem școala de la Boiana, stăm din da. 8 ani de zile cu un vecin de izolat. Adică aia cu siguranță să o facem un puțin lucru acum cu la Sfântul mai am de izolat în perete și să stăm pe centrală. Central. Aia trebuie să o facem cu locul de bugetul nostru, că finanțarea ei. Dar am spus, domnul cu ăsta, dar nu ești primar. Noi deja am venit ca i-ați aminte. Mai zis, mai zis. Aia, după părerea mea, pe lângă școala de la Poiana, mai avem și școala la Brăjoaia, care plouă în casă, deci nu mai fac, iar ne ducem și ne întoarcem înapoi. Preoți au venit să ceară bani, dar noi avem și probleme din noastră pe partea cealaltă, care trebuie să vedeți o bună. Deci, aici, valoarea investiției la această șarpantă este o valoare extraordinară, dacă am putea să obținem finanțarea extraordinară. Deci valoarea totală a investiției este de 277.960 de lei. Deci în aproape 3 miliarde de lei, 2.777.960. Dar tot proiectul ăsta se depune numai pentru șarpantă. Și numai pentru șarpantă. Și pentru școală mai poate mai face ceva. Deci, propun să reapobare proiectul de hotărâre privind comisii de comisie. Comisia nu mă rog favorabil. Doi favorabil. Dacă aveți discuții? Nu. Da, tot reapobare. Cine este pentru? Vă rog frumos, este cineva împotrivă? Păi și propunul de hotărâre. Aprobat proiectul 5. Punctul 6, deci nu fi punctul 6. Proiectul de lege privind implementarea proiectului investiții pentru reducerea poluării cu nutrienți în comuna Lebedului Zbacău. Iar este un proiect care trebuie să-l considerați ca un proiect surpriză. Din nou, este un proiect tehnic și un proiect îndrăzneț, aș putea să-i spun. Dar un proiect care aduce un plus, atât ca imagine, cât și un plus asupra faptului că venim în sprijinul crescătorilor de animale. Despre ce este vorba? El așa se numește investiții pentru reducerea poluării cu nutrienți în comunalități. De fapt, este vorba despre construirea unei rampe ecologice pentru gunoiul de graj. Deci, am inițiat deja acest proiect, am contractat o firmă de la Iași, suntem pe punctul de a depune acest proiect, pe o măsură de data asta pe fonduri europene. Da? Deci, care, pe de o parte, ne reduce nivelul poluării cu nutrienți,
adică nu mai fie depozitat noi de grași pe oriunde și oricum. În același timp, venind în sprijinul crescătorilor de animale, cei care depun pentru subvenții. Știți foarte bine că în momentul de față sunt obligați să aibă, să facă dovada că gunoiul nu pentru subvenții, pentru proiecte. Cei proiecte, pentru proiecte, da. Trebuie să facă dovada că are fost capitalizat, sau nu știu ce. Venind în sprijinul acestor crescătorilor de animale, am luat hotărârea de a construi noi una. Una la fel că... Când am fost? Ce? Primăria va, pe lângă construcția care va fi, că va fi până la urmă o platformă betonată, cu tot ceea ce înseamnă instalațiile acolo, în care omul își duce gunoiul și îl ține o perioadă, nu știu, acolo va fi stropit, că știu, probabil, fenomenul de putrefacție, sau biogazul, sau nu știu ce se va întâmpla, trebuie să dea un pic proiectul. Doi la mână că vom fi dotați cu utilaje. Deci primăria va putea, în cadrul acestui proiect, să achiziționeze utilaj de transport, vitanjă, bunul escavator și cu care te poți duce direct la crescător. Da. Ai luat gunoiul, îl duci acolo și probabil se va percepe o taxă, dacă nu vrea să-și ia gunoiul înapoi, să-l ducă pe cerșa. Dacă nu, primăria poate să-l valorifice mai departe, adică să-l dea, să facă contract, să-l dea mai departe. Am învățat deja am identificat și zona unde va fi construit această rampă, e vorba la Brăjoaia, Munca Brăjoaiei, lângă stadion, că avem deja acea zonă, noi am mai scos-o odată din circuitul izlasului de acolo și am vrut tot așa să o transformăm într-o zonă industrială la vremea aceea, prins un investitor italian vrea să construiască. Avem deja și cadastrul, am identificat, au venit proiectanți, am văzut despre ce e vorba acolo. Eu sper că este un lucru extraordinar. Proiectul, la fel, este în valoare de 1 milion de euro, bani pe care îi vom obține de la fonduri europene. Zic că vor fi minim 4 locuri de muncă, cel puțin. Va fi un lucru extraordinar. Acum să bea Dumnezeu să-și facem. Să estimează un număr de 7 locuri de muncă, create la nivel de comună, dintre care un responsabil de platformă, un tractorist, un mecanic încărcător voluntar, o persoană de întreținere, utilaje, 3 persoane care se vor ocupa de baza obiectivului și a utilajului. Deci, propun spre aprobare proiectul propus și luarea angajamentului de a prevedea lucrările în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției și să fie suportate toate cheltuielile energetice aferente investiției. Comisia de societate și comisia. Comisia de societate și comisia. Favorabil. Favorabil, dar fac o precizare. De voi pe care nu dă nimic. Se vânde cu 1 milion de euro. Și eu am cumpărat. Vor da bunoaierii care sunt menajere, le ia compresul, îi plată, bun, rezolvat. Iar bunoi de grași este îngrășământ sfânt, care nu va da nimic decât într-o din alu. Deci am identificat... Am și platforma pe văcerii medici, dar sunt pe voară. Ca să referă numai la crescători de animale și nu numai. Pentru ei, și nu numai din comună. Dar am identificat atâtea și atâtea grămezi din bunoi fără stăpân, prin malul Tazlăului, din orice. Haideți să nu mai... Da, este noi. Domnul Sorugiu îl dă degeaba așa. La sindicare. El îmi dă de 2 milion. Cât de plătit mai mult? Și nu am plătit să mi-l dă. Sigur, sigur. O să vă stea păvare. Și asta e pentru. 14 voturi. Deci nu așa. Deci nu am plătit de 27. Proiectul de lemn privind aprobarea cotizației anuale a faptului de la care a fost aferent anului 2017. Haideți să... 87. Am scăpat de proiectele astea mai grele, așa, mai tehnice, trecem la astea alte mai... Sau mai GDF? Nu, este vorba despre cotizația pe care noi trebuie să o plătim Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ADIC. Știți foarte bine, suntem membri ai, pe lângă ADIC, suntem și la ADIC. Avem o cotizație pe care trebuie să o achităm, este în valoare de 1000 de lei. A rămas neschimbată, nu? Da, am rezultat 1000 de lei, da?
Pentru că comunele cuprinse în lista de investiții prioritare. Noi suntem cuprinși în lista de investiții. Mai spunem mai multe, da? Suntem cuprinși în lista de investiții, acum să sperăm că vor începe acestea. Noi suntem pentru o canalizare în valoare de 1 milion de euro pe teritoriul da. Propuneți că nu are proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisiile de supunem la urmă. Cine este pentru? Cineva cu contribuie? Da. Mai știu. Deci, un loc. Aici mai sunt încă două. Spuneam un primar că am terminat cu proiectul de idei. Trebuia acum la cinci. Nu proiectul hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și rezolvării situațiilor de urgență în comunele Bețul de Sălbatău pe anul 2017. Da. Domnul. Da. Este destul documentat pe pus aici și ține neapărat de compartimentul de situații de urgență. Ar fost normal ca să fie prezentat de domnul inginer. Ne-am luat noi ne-am asumat responsabilitatea. Eu l-am răsfăit un pic. Acest e o documentație pe care o cere inspectorat de situații de urgență. Ei sunt așa mai cu birocrația la zi. Domnul inginer a propus aici, dar bineînțeles că acest proiect va intra în vigoare, sau eu știu, de acest proiect se va ține cont cumva și la întocmirea bugetului pe anul 2017. Acest plan anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență cuprinde materiale, investiții sau reabilitări care să acopere, eu știu, dacă nu vom avea fenomene meteo sau de altă natură care să ceară o suplimentare. Când s-o spune aici, la materiale ar avea nevoie pentru funcționarea serviciului voluntar cu situație de urgență de 27.772 de lei. Asta înseamnă achiziționare de carburanți, de... da. Opsea, tot ce investiții. Când s-o mai prins aici pentru finalizarea SDS-ului de acolo 52.000 de lei, adică acelei clădiri care se va muta de o CDS-ul și de garaj, lângă garaj, 52.000, iar dânsul a pus aici pe situații de urgență, reabilitări. Reabilitări, asta înseamnă reabilitări, probabil construcții hidrotehnice, gardoane sau părăți de mală, în valoare de 50.000 de lei, pe râul Tazlău și cu raiile care străbat teritoriul comunei Liveți. Eu nu cred că cu 50.000 de lei, cu 500 de milioane, vom putea acoperi. Dar e bine că a prins ceva și pe situații de urgență. În cazul în care vor apărea, putem să facem. Deci, totalul de 129.772 de lei reprezintă un buget pe care ar avea nevoie servicii voluntari de urgență pentru a funcționa. În funcție de buget și de posibilitățile de noastră. Se regăsesc banii la cetățeni, în taxa care se plătesc și pentru PSI. Banii sunt. E vorba de 15 lei din familie. Da, să puteți. Nu știu dacă acoperă 1 miliard de lei. Nu, dar e investiție cu funcționare. Nu cam dacă se întâmplă în funcția investiții, mai puțin în funcția primăriei. Acea taxă, oricum, intră în bugetul primăriei, chiar dacă se folosește generalitate pentru situații de urgență în totalitate sau altă dată la situații de urgență s-au folosit mai mult, dacă stăm și facem o analiză, pentru situații de urgență am tot investit bani. Da, și de ce mai este asta, de toate. Și pentru intervențiile care îmi facem. Da, ok. Dă-te, că stau la fel în țări. Și acolo nu se cheltuie. Și acolo nu se cheltuie. Dar nu s-a moște. Cu apă pe care o consumă, cu curent electric, cu... Dar nu s-a moște, fac parte la moște. Da, dar noi cheltuim niște bani pentru că îi ținem aici. Ne-am luat noi. Să nu-i folosim. Responsabil. Nu responsabil, eu nu-l propun. Eu
da, mai stă, dar ei nu cunosc zona. Nu cunosc zona, nu știu ce probleme, tocmai de prea să asta. Ai identificat. Erau la acolo lui. Știi cât de se întâlnesc? La unde a sunat? La voi, tu și tot. La unul, doi. Cine sunt așa? Dacă nu doi. Așa, ui, mai mult n-am mai zis sunat la unul. Marin. Da, Marin. Dar nu, ia sunt așa, de la Troiță. Da, da, pe pala Galicia. 200 de 300 de prima la stânga. O actor, nu mai am dat pionist. Pentru că e identifică și știe din sală. Da, nu mă abidea. E o grea să o iei. Să vadă măcar cât e influență principală și cât e bicurcări din sala principală să dă doar pe comună de pierd. Așa e susține și mărie. Dar eu vă propun un proiect, domnul primar, un proiect, un mic proiect, nu știu nimic. Sunt toate străzile, toate din comună de pierd, sunt primul denumit. Nu, 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 nu. Au ce ține din Travilan, nu știu din deal. Eu nu știu din drumul Marinilor, din drumul Marinilor, din deal. Dar măcar spune-mi, nu știu ce e. Asta e strada... Da, asta e. Ream de urmă, trebuie să-mi trebuie. Trebuie să le pun la părțile. Da, să le pun niciodată, nu-mi trebuie. Da, haideți să trecem la comisie. Și eu o să iau un favorat. Discuții. Nu fi că cere legisul să-și facă meseria și datoria, dacă nu, îl ajută cu material necesar. Atât am atât de sus. Bineînțeles. Da, să pun să facem. Cine este pentru? 14 voturi. Deci la punct numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2017 a Comunei de Verde de Bacău. Așa. Ce achiziționă? În conformitate cu legislația privată, sau mai bine spus, cu modificările legislative din ultima perioadă, se impune ca anual să tocmim această strategie privind achizițiile publice pe fiecare anual. Deci anul ăsta pe anul 2017. Și... Asta e un lucru, să mă țin, da. Și ca urmare a controlului pe care l-am avut din partea Consiliului Comunei, se impune, ne-au solicitat ca în fiecare an să avem un program orientativ, dacă putem să-i spunem așa, privind achiziții publice, în care estimăm și eventuale cheltuieli de funcționare. Nu putem să trecem aici investiții sau alte cheltuieli care pot apărea pe urmare. Sau poate la momentul ăsta nici nu știm ce va apărea în iulie. Nu pot să cheltuie. Nu pot să știu ce... unde vor trebui să... E de acolo. Da. Și poate întâmpla să fie ceva inopinat, care să nu așteptă. Exact. Dar ce să... Ce aveți o tabelă acolo. Eu vreau să vă dau citire acum. La fel, această strategie și acest program al achizițiilor, de acest program se va ține cont la întocmirea bugetului pe anul 2017. Este vorba, mai bine spus, de nevoile identificate la nivelul UAT, ca fiind necesare a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă din solicitările transmise de toate compartimentele de specialitate din cadrul primăriei. Valorile estimate de achiziție sunt corespunzătoare fiecare din voi. Dar să vă dau citire, dacă mai stăm, puneam încă la totuși, vă dau niște exemple, da? Programul, sau avem tabelul aici, tabelul cu achizițiile ce vor fi făcute în 2017. De exemplu, obiectul contractului. Va trebui să formim contracte pentru fiecare achiziție în parte. Furnituri de birou, registre contabile cu formulare și alte articole imprimate de pe papetărie sau de carton, chitanțiere, condică, borderou, predare, așa, registre de hârtie sau carton, care e despre ce este. Dosare, ori mici, ori... Dosare de carton cu șină,
glosar plastic, un ministru, observare, instrumente deschis, kickstart, test marker, regioane, tăbițe de organizare de loc, papetărie, vitrine, spară, adeziv, articole, mărunte de birou, capse, bibliorafturi, agrafe de birou, hârtie xerografică, hârtie pentru fotocopiatoare, inicop, clipuri, prin C4, prin C5, C6, prin B4, cu burduf, fără burduf, baza adezivă, radiere, radiere, gelul, roale, fax, adăugături, și în dosariere, cutii, arhivare, ace cu gămălie și așa mai departe. Tot ceea ce v-am spus eu aici, 8.900,8 lei. Cu TVA, încă 1.963 lei, deci undeva aproape 10.000 de lei față numai. Asta ce v-am spus aici. Materiale pentru curățenie. La Beti, praf, mănuș, o să dar să-și menager să pune chirurgie, ce e proposeal, antipraf, cuvântul. Coșuri de gunoi, dezinfectanți, o loc de ele, pentru colectare selectivă, asta trebuie să ne adiționăm noi aici. Coș de gunoi pentru colectare selectivă, 20 litri, detergenți, produse de curățenie, produse de curățat pentru toalete, produse de curățat pentru fodele, produse pentru spălat vase. Încă cu, deci 1534 cu TVA, 1800 și la între 20 de milioane. Pentru încălzit, iluminat și ce avem noi aici, energie electrică și lemne de foc. 221.173 lei. Deci 22.000, da. Adică 250 de milioane, 250 de milioane de TVA pe tot. Apă, canal sau unitate. Apă, menajeră și plătim noi la Apele de România. Așa. Servicii, dar eu nu cam nimic pentru așa. Plus asta de 1.300 taxa la ADIS și la ADIS, la ADIS 25 milioane de ăștia, așa, se mai ridică și aici, 60 ceva de milioane. Carburanțul, lubrificanți, lubrificanți, ce avem nevoie aici. Benzină, motorină, lubrificanți, antigel, canistre pentru combustibil, elemente auto, adică dacă se mai strică așa. Intră carburanță pentru toate mașinile și tot ce avem noi de aici, plus microbuzul școlar, plus piese de schimb. Aproximativ, și-au fost 50 de milioane de lei vei. Poți fi mai mult, poți să știi. Nu știi. Sau mai puțin, urmă, nu. Piese accesorii pentru fotocopiatoare și piese pentru computere. Iar mai cum și aici, vreo 20 și ceva de milioane. Adică, și vă mai spun, la poștă telecomunicații. După aceea, din nou, astea sunt pe fiecare compartiment. După fiecare compartiment a depus aceste referate, în funcție de care s-a tocmit acest program din achiziții. După aceea, vară, fier, beton, pui, baterii din cuvetă, baterii din WC, fiecare cu procedură. Aici, la fel, încă vreo 300 ceva de ani. Și vă spun un total, total general al programului inițial. Deci, pentru cheltuieli care se acopere funcționarea, dacă ar fi să le punem în practică pe toate, 550.076 de lei plus TVA, încă 121.000, deci undeva la 7 miliarde de lei ar costa funcționarea acestei instituții. Cu accesorii, de lângă lângă. Deci asta este plătit. Nu mai în instituții, că var, vopsia și asta le folosim și prin povară. Cu deci astea sunt conform cerințelor compartimentelor din cadrul instituției. Programul ăsta trebuie să le iei de bază, prin bucățile de antonomie a bugetului, să vezi ce poți, cum poți să te apropii, dacă poți să-l atingi, dacă nu, sau poate să-l depășești, sau trebuie să pui și o rezervă. Deci după salarii, după funcționare și după aceea să vedem bani mai mult de dat la biserici. Dar așa e că așa se face. Nu, dar și instituții, și culturile, trebuie împărțit un pic la fiecare. Cât din puțin. Cât din puțin. Cât din puțin. Deci v-am stipuit doar din acest program anual. Puteți să-l găsiți la compartimentul achiziții, ori cât ori aveți o nedumerire. Aveți să-l dosar de este și la dosarul la comisie, puteți să vă... Da, propun spre aprobare forma pe care v-am prezentat-o. Da, comisie vă rog cum v-am dat favorabil. Lor de rugă, dacă doriți ceva. Domnul primar, am să-ți spun o problemă. Da. Am gândit la dumneavoastră. Pentru că unele persoane din compartimente de specialitate suferă de ceva, nu au capul ăsta.
Eu am zile când lasă-mi pe mine acasă, mă rog să-și facă treaba, îi ia calculatorul și face lucrurile care țin din primării. Nu mai am văzut. Nu am văzut. În zi, stai zile, nu-i calculatorul. Să nu poate. Să nu poate lucrarea. La trecut. Domnul Consiliul. Domnul Consiliul. Da? În achizițiile astea de calculatoare... Nu fost direct aici, nu mai bine. Nu, dar nu am ce treabă. Am fost, dar cine să fie? Sunt calculatoare. O parte dintre ele sunt depășite într-ajutor, dar prin faptul că s-au mai creat și alte compartimente, ele au mai fost redistribuite. Au fost momente în care, în anii din urmă, nici nu prea aveam voie să achiziționăm calculatoare, pentru că legea ne îngrădea. Am lucrat, dacă vă spun, am făcut achiziții pe bucățele. Am luat din piesă, de componente, ca să putem să ne facem treaba. Să sperăm că în perioadele alea au trecut și putem să... Am prins aici achiziții și de care compartiment și am prins aparată doamna... Nu știu ce am putut de calculator. Nu știu ce am putut de calculator. Mai vă spun. Da, da, domnul consilier, cam asta a fost... Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Pentru calculator? Da. Ca să vedem acasă. Doamna Costă, da, continuăm. Da, eu vă mulțumesc și sper să ne întâlnim la ședința următoare, care sigur și la ședința din buget. Nelu! Nelu! Reușim să cumplim în tot ceea ce am dezvoltat. Da, mulțumim. Da, eu mi-am la prea. Eu mi-am la prea.